cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Scuze pentru întârziere, dar suntem în perioadă de testare la un nou studio cu scule noi, cu oameni deocamdată noi, până când vedem ce se întâmplă cu cei vechi. Deci suntem în perioadă de testare, dar asta nu înseamnă că nu avem un invitat care să genereze interes în această emisiune. Cum v-am spus, încercăm să aducem în fața dumneavoastră toți candidații care au ceva de spus pentru municipiul Piatra Neamț și după aceea și pentru județ. Astăzi suntem împreună cu un posibil candidat, ca să fim foarte corect și cinstiți. O să ne explice el exact care este situația. Domnul Marius Loredan Popa, din partea partidului SOS România. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună dimineața tuturor celor care ne privesc. Scuze pentru întârziere, dar ați asistat în direct la testări, ca să spunem așa. Am învățat lucruri noi. Da. Domnul Popa, eu nu mai fac acum introduceri frumoase sau alte lucruri. Noastră sunteți de puțin timp la partidul doamnei Diana Șoșoacă, pentru că este un partid de lider, de ce să nu o spunem. Așa este. Și toată lumea v-a dat într-un fel drept noul candidat al partidului pentru funcția de primar la Piatra Neamț. Care este adevărul? Adevărul este că candidatul SOS la primăria Piatra Neamț nu a fost încă oficial anunțat. Eu sunt stampățitul, așa că nu vreau să mai anunțăm nimic până când nu va fi un anunț, o conferință de presă și un anunț oficial. Bine, acum, ca să fiu răutăcios, a fost un anunț oficial și o conferință de presă și a fost anunțat altcineva. De ce am insistat să discutăm despre asta? Am început cu acest subiect. Pentru că dumneavoastră sunteți într-o situație absolut greu de anticipat acum 2 luni de zile, să spun. Da. Deci dumneavoastră ați fost anunțat candidatul Aur. Toată lumea știa, domne, Aur are un băiat pe care îl cheamă Loredan, marea majoritate așa vă spuneau. Nu am fost anunțat oficial. Nu oficial, dar toată lumea știa. Ba, într-o conferință de presă, eram eu acolo, la Piatra Neamț, domnul Loredan. Nu oficial, dar așa. Bun. Aur v-a impus un candidat pentru funcția de primar centrală, ca să zic așa, și a venit omul respectiv, nu discutăm despre el aici, că nu el este subiectul, el a fost adus, impus, dumneavoastră ați plecat cu un grup de oameni. Da. Problema n-a fost domnul Marius Apope, eu nu-l cunosc foarte bine, însă am înțeles că este o persoană de calitate, am văzut că e o persoană educată. Problema a fost modul în care a fost impus, oricine ar fi fost candidatul respectiv, faptul că nu am fost consultați sub nicio formă de nimeni și timing-ul. Dacă ar fi fost adus mai târziu, mai devreme, îmi cer scuze, nu știu, să-l cunoaștem și noi, să putem să ieșim cu dumnealui pe stradă, să îl cunoască și lumea, altfel, probabil, nu știu, într-un fel sau altul ar fi fost acceptat. Dar, na, așa au hotărât ei să facă lucrurile și vă dați seama că a deranjat foarte mult, nu este regulă. Am înțeles. Acum, dumneavoastră, sunteți candidat, mă rog, posibil candidat la Aur, dar ați ajuns la Aur într-un fel asemănător. La SOS. La SOS, pardon. La SOS într-un fel asemănător. Nu știu dacă e chiar asemănător, pentru că în momentul în care am început discuțiile cu SOS, oamenii ăștia au fost foarte deschiși față de noi și ne-au spus că există unele probleme în cadrul organizației lor. Am discutat cu domnul Boltog, am discutat cu domnul Negurița, am discutat cu coordonatorul pe Moldova,
domnul Dragomir Tomaszewski de la Iași și i-am rugat să-și rezolve întâi problemele interne, pentru că noi nu vrem să creăm alte probleme dacă ne alăturăm SOS. Se pare că problemele s-au rezolvat într-un fel sau în altul și de-abia atunci am hotărât să ne semnăm adeziunile. Da, este. Este o situație puțin atipică de la partidele de genul acesta antisistem, parcă așa se întâmplă peste tot, sau nu știu. Nu știu ce să spun. E într-adevăr ciudat și cum spunea și dumneavoastră, dacă acum două luni cineva îmi prevestea viitorul și îmi spunea că voi pleca din nou, probabil râdeam și îi spuneam că nu știu. Îl întrebam ce fumează. Da. Vedeți că asta este o întrebare periculoasă în politică. Da. Ce să zic, pe de o parte e trist că s-a întâmplat așa, însă după dezamăgirea din aur eu încerc să iau lucrurile așa cum vin și să le rezolv așa cum pot. Bun, acum, haideți să discutăm un pic așa, cât de greu este să construiești o organizație, că practic asta ați făcut, cu niște oameni care se pare că v-au rămas fideli în mare parte. În mare parte. Da? Și să pleci. Foarte greu, este foarte greu. Fiind prima mea încercare politică, eu am intrat cu sufletul deschis, mi-am pus sufletul pe masă pentru partidul ăsta și absolut tot ce am făcut, am făcut din plăcere, nefiind obligat de unul sau de altul. După cum știți, să lucrezi cu oamenii este foarte dificil, să convingi oamenii să ți se alăture la drum este dificil. Dar am avut noroc, știți dumneavoastră cum se spune, norocul prostului sau norocul începătorului, am avut noroc că am întâlnit oameni extraordinari care m-au sprijinit, care și-au înțeles fiecare rolurile lor în cadrul organizației și astfel organizația Aur Piatra Neamț a crescut la prost la cel voinic într-un an cât alții în șapte. Da. Spuneți-mi un pic, cum v-ați hotărât să intrați în politică? N-a fost o hotărâre foarte grea. Venind acasă din Marea Britanie, unde, mă rog, lucrurile stau cu totul altfel din punct de vedere administrativ și viața de zi cu zi cu totul altfel, ajungi să te lovești aici de problemele alea care au rămas neschimbate de ani de zile. Plecând de la infrastructura orașului până la statul la cozi pentru o semnătură pe nu știu unde, sunt lucruri care deranjează, pentru că în altă parte lucrurile astea se întâmplă foarte rapid, fără să fie deranjat cetățeanul sub nicio formă. Și văzând că, într-adevăr, nu se schimbă nimic și nu s-a schimbat nimic niciodată, am hotărât să intru în politică pe principiu, domnule, dacă eu nu pun umărul să fac nimic, dumneavoastră nu, ăla nu, ăla nu, nu face nimeni nimic. Și la momentul respectiv, Aur era singurul partid de opoziție, nici nu cred că exista SOS problema aia. Vă dați seama, dacă intram în politică, nu puteam să intru într-un partid care este la conducere. Deci am ales Aur și asta este, nu regret. Bun, poate ar trebui să spuneți un pic câte ceva despre parcursul dumneavoastră profesional. Emisiunea, fac eu o precizare, se înregistrează și va fi reluată. O înregistrăm ca să nu avem probleme. Da. Deci, parcursul dumneavoastră profesional. Multă lume vrea să știe, domnule, omul ăsta poate să ajungă primar la Piatra Neamț, poate să ajungă consilier, poate să ajungă într-o funcție oarecare, viceprimar, etc. Cine este omul acesta? Am întrebat-o pe doamna Șoșoacă când a venit aici. Ea s-a așteptat la tot felul de întrebări și am întrebat-o ce caută în viața noastră. Vă întrebi pe dumneavoastră, ce căutați în viața noastră? Eu sunt de profesie profesor, am lucrat în România ca profesor la Liceul Program Sportiv din Piatra Neamț, după care am plecat în Marea Britanie, unde am lucrat o perioadă scurtă în învățământ, am făcut niște cursuri
am început să lucrez în domeniul IT pentru că la momentul respectiv toată chestia asta cu internetul, cu IT-ul era ceva nou și m-am simțit atras de chestia asta, în principal pe partea de marketing, dar și web development, web design. Nu mi se pare normal, nu știu, un cetățean din zona respectivă, dacă nu ai mijloc de transport, la ora 2 dimineața pățește copilul tău ceva, e greu să ajungi până la spitalul de urgențe. Ăsta e un lucru foarte mic care ar putea fi îndreptat foarte ușor. Iarăși am rămas surprins să văd că în Piatra Neamț nu există niște centre pentru vârstnici. Locuri în care oamenii să se adună... Suficiente. Da. Suficient. Locuri în care oamenii să se adune, nu știu, să joace șah, să joace table, să citească presa împreună, să socializeze, pentru că oamenii ăștia cea mai mare parte a timpului petrec singuri în casă sau, dacă e vreme frumoasă, în fața blocului pe bancă. Și la asta se rezumă toată activitatea lor, toată viața lor, nu știu, de după pensie încolo. Se pot organiza multe lucruri. Ideea este să îți pese un pic mai mult de oameni și mai puțin de tine, de firmele prietenilor tăi și așa mai departe. Să schimbi pavele la fiecare 4 ani doar de dragul de a le schimba, le înlocuiești pe alea bune cu altele bune sau, nu știu, să dărâmi un pod care mai era funcțional pentru 20 de ani în urma expertizei, ca să construiești unul care e funcțional pentru 50 de ani, nu era momentul. Trebuie să începem cu lucrurile simple, lucruri care pot fi ușor de reparat, de exemplu, reabilitarea tuturor școlilor și grădinițelor acolo unde e cazul. Nu e vorba de copiii noștri, hai să încercăm să le creăm un mediu în care să învețe în siguranță, să nu le fie frică că cade tavanul, cum s-a întâmplat pe nu știu unde. Sunt lucruri simple, eu pe asta aș marșa. Proiectele astea faraonice, de regulă, sunt construite și întotdeauna au ceva în spate. Hai că obținem ceva, ne iese și nouă ceva în urma lor. Absorpția de fonduri europene este foarte, foarte, foarte mică, pentru că știți foarte bine, foarte greu să furi fondurile astea, nu le... Nu-ți iese nimic. Să nu subestimăm niciodată capacitatea administrațiilor locale din România de a face lucruri bune pentru ei. Piețele... Cât de greu poate să fie să dai o vopsea prin piețele alea sau să faci un proiect european cu de-astea de energie verde, cu panouri solare, că bănuiesc că e ușor de obținut. Eu am discutat cu cineva care se ocupă de fonduri europene pe tema asta. Sunt lucruri minore, nu trebuie să întorci orașul pe dos, nu trebuie să faci mare lucru ca să îmbunătățești viața oamenilor care trăiesc aici. Da. Acum, cum să vă spun, astea sunt lucruri minore, dar ca să poți să le schimbi, trebuie să vii undeva din zona unui partid mai mic, împreună cu consilieri cât mai mulți, ca să poți influența hotărârile. Că altfel stai și ascult creioane. Sau măcar te faci ascultat. Dumneavoastră, v-ați făcut niște planuri, aveți niște sondaje de opinie, știți cum stați? În momentul de față nu știu. Știu niște sondaje de opinie. Aveam o vagă idee în momentul în care eram în partea cealaltă. Acum, noi am semnat adeziunile vinerea trecută, deci doar câteva zile, nici o săptămână. Și încercăm să mișcăm lucrurile pe repede înainte, pentru că avem nevoie de o grămadă de lucruri în precampania asta. Numai de sondaje nu ne-am ocupat. Bine, acum să știți că într-o campanie electorală contează foarte mult să știi exact cum stai, pe ce să apeși, pe ce să nu apeși, cât să apeși. Până la urmă, asta este toată... Lucrăm la o strategie de campanie. În linii mari știm cam ce ne propunem și
care este tipologia votantului nostru și încercăm să ajungem în cât mai multe locuri din orașul ăsta, să explicăm oamenilor că, nu știu, îi putem ajuta. Cu doamna Șoșoacă ați discutat direct? Am discutat printr-un video call câteva minute. Înainte de a intra în SOS, am fost invitați de oamenii ăștia de aici la o ședință la Roma să vedem și noi, să cunoaștem președinți de organizații locale, eu știu, membrii. Haideți să vedeți și voi cum decurge o ședință la SOS. Ceea ce, nu știu, din punctul meu de vedere a însemnat mult. Nu multă lume cred că te invită înainte de a fi membru la o ședință a membrilor lor. În cadrul aceleiași ședințe. Așa, la un moment dat am avut ocazia să discut cu doamna Diana Șoșoacă prin telefon. Ne-a spus că suntem bineveniți să punem umărul la muncă. Ne-a spus să nu ne temem că venim din aur și din aici, tot din aur vine. A vorbit și celorlalți prezenți în sală să ne primească bine și așa mai departe. Cam la asta se rezumă discuția. Dar așa o discuție aplicată pentru candidaturi, pentru... Adică, hai să spunem asta, o negociere înainte de a intra. Nu cu doamna Șoșoacă. Am înțeles că dumneavoastră o să vină în campanie, o să ajungă la noi și atunci probabil, sigur, voi avea ocazia să cunoaști și să discute dumneavoastră. Oferte de la alte partide ați avut în momentul în care au fost făcute publice neînțelegeri de din aur? 16 au fost în total. Sunt foarte curios. Nu, dar vreau să vă spun că de la cele mai mari partide până la partide de care n-am auzit în viața mea, toată lumea vrea o bucățică de aur, ca să zic așa. Da, noi am așteptat o săptămână, cred, am ascultat toate propunerile, am organizat o ședință cu membrii demisionari la mă rog, într-un loc și... Le-am pus pe masă toate 16 propuneri, le-am discutat una câte una. Vă dați seama, partidele sistemului au picat din prima pentru că... Dar ați avut și de la ele. Da. Adică, haideți, partidele de sistem, adică PSD, PNL, USR a fost... Nu vreau să... Hai să spunem altfel, dreapta. A fost și dreapta. Partidele mici, iar au fost foarte multe, v-am zis, partide care nici nu știau că există. Partidul POT, ați auzit de Partidul Oamenilor Tineri. Nu, sau sincer. Tot felul de partide, mă rog, le-am discutat și am zis, oamenii ăștia nu aveau filiale, nu aveau organizații neamți, veneau cu propuneri de genul, preluați și faceți... Ce vreți voi, exact, nu ne interesează. Exact. Faceți voi ce vreți. Nu ne interesează până în momentul în care aveți constituit o organizație să vă putem trimite noi niște băieți de la București. Și la sfârșit ajunsesem să decidem între SOS și PRM. Pentru că amândouă partidele astea sunt partide naționaliste croite pe același ca la pot ca și AUR, de unde am plecat. Eu le-am oferit oportunitatea celorlalți membri să decidă, pentru că oamenii ăștia m-au urmat cât am activat, m-au urmat prin toate acțiunile, la toate protestele, au fost alături de mine, au muncit umăr la umăr cu mine și mi s-a părut normal să las cumva decizia pe umerii lor de data asta și eu doar să-i urmez. Asta a fost decizia, am fost mandatați să discutăm cu cei de la SOS. S-a finalizat bine discuțiile și suntem unde suntem. Bun. Sunteți unde sunteți. Când credeți că va fi oficializată? În principiu era vorba să organizăm o conferință de presă vineri. Nu știu dacă o să se întâmple sau nu, pentru că domnul Neguriță de la județ a trimis niște dosare la București care au nevoie de o aprobare formală. Dosare cu cazier, cu la toți candidații. Cum se face? Da, da, da. De regulă de parte, da. Exact. Și așteptăm un răspuns de acolo, care bănuiesc că o să vină zilele astea, dar probabil, dacă nu, vineri, luni,
începutul săptămânii viitoare vom anunța atât candidatul la Consiliul Județean, cât și cel de la Primăria Piatra Neamț, cât și de la celelalte orașe și comune. Da. La Piatra Neamț bănuiesc că trebuie să merge cu lista întreagă, dacă va fi. Adică tot numărul de consilieri. Ieri am finalizat lista, avem 23-6. Puteți să-mi dați 2-3 nume sau nu aveți încă? Pot să vă dau, nu știu dacă îl cunoașteți oamenii respectiv. Nu contează, pe mine mă interesează. Vă dau. Cristian Savin este unul din membrii noștri veniți din AUR care s-a implicat foarte mult, a fost vicepreședinte în AUR, va fi pe lista de candidați la Consiliul Local. Magda Răucescu este o persoană care e din partea SOS. Noi am încercat să îmbinăm lista atât cu membrii care au fost în AUR și au muncit acolo, cât bineînțeles și cu membrii din SOS care au muncit aici, așa e, bineînțeles. Absolut normal. Da. Sunt, să știți că sunt oameni normali, nu sunt, n-au fost, n-au apărut prin media foarte mult, genul de oameni de calitate, avem profesori, avem medic, avem jurist, avem, nu știu, absolvent de sociologie, avem... Adică nu putem vorbi de faptul că este un partid de care fug intelectuali, să spun. Sub nicio formă. Avem și oameni care nu au avut norocul, nu știu, în viața asta să facă studii superioare, pentru că ține foarte mult și de noroc din mediul din care provii. Unii săraci chiar trebuie la 18 ani să-și ia bocceluța în picioare, în spate, să ducă la muncă și avem oameni din toate spectrele sociale. Așa e normal să arate o listă, nu doar, chiar dacă multe partide, în special partidele mari, spun, domnule, aoleu, lista noastră trebuie să arate țiplă, numai academicien, numai profesor, doctor, numai... Păi și atunci cum te duci cu lista aia la omul de pe stradă să te voteze? Trebuie să fie și oameni din, oameni de-ai lor, ca să spun așa, să se voteze. Da. Piatra Neamț mi-a spus că... Despre Piatra Neamț a spus că sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Foarte. Dar ce părere aveți așa din afară de oferta pe care ne-o fac partidele pentru primăria Piatra Neamț? Adică, dacă acum vă întreb să-mi caracterizați în câteva cuvinte pe Adrian Niță, ca un posibil contracandidat. Da, nu cred că e în regulă să... Da, eu nu vorbesc să faceți lucruri de rău. Eu vă întreb... Dom'le, mie, sincer, îmi place Adrian Niță. Cred că este singurul politician din politica locală care poate vorbi fără foaie în față, să țină un discurs coerent. Acum, din punct de vedere administrativ, nu sunt eu cel care să-i judece activitatea, ce a făcut și ce n-a făcut... Pentru județ, ce a făcut și ce n-a făcut prin alte partide pe unde a fost. Însă, din punctul meu personal de vedere, cred că este candidatul care pleacă cu șansele cele mai mari la alegerile astea. Am înțeles. S-ar putea să mă înșel, da. Andrei Carabela. Andrei Carabela a preluat proiectul ăsta pe care nu a reușit să-l ducă la capăt. Dacă ar fi terminat măcar, nu știu, 75% din ce și-a propus, probabil câștiga fără discuții alegerile. Însă, faptul că nu a ieșit printre oamenii în ăștia 4 ani, stai ascuns în birou și faptul că nu a rezolvat problemele astea, proiectul ăsta nu l-a dus spre finalizare, atât mai greu. Nu știu ce să spun. Are un bazin de votanți foarte mare. Bineînțeles, mă gândesc bătălia finală între cei doi se doar de ce. Între Andrei Carabela și Adrian Niță. Însă vom vedea. Înainte? Domnul Piti, nu știu ce să spun. El are... E foarte simpatic așa. Are foarte mulți simpatizanți în oraș și e un personaj popular.
După cum știți, a vrut la un moment dat să vină în aur. Chiar, uite, un episod interesant. Nu cred că ați primit cu foarte multă bucurie ideea asta. La momentul respectiv, în aur, intrau doar oameni care, sau cel puțin organizația mea din Piatra Neamț. Eu așa mi-am conceput organizația, oameni care nu au mai făcut politică niciodată, oameni noi care vin să schimbe lucruri. Ei, domnul Panaite nu se încadra în tiparul ăsta și, mă rog, am hotărât că nu e omul care să ne reprezinte la primărie, din punctul ăla de vedere. După ce ne-a fost prezentat candidatul la primărie, acum cel nou, am spus la un moment dat, domnule, parcă mai bine mergeam cu Piti decât cu omul ăsta. Lucru care în ultima ședință la care am participat mi-a fost reproșat. Să fim foarte bine înțeleși. Nu-i reproșați omului calitățile lui umane. Sub nici domnul. Vă referea strict la influența politică. Nu, faptul că Panaite are foarte mulți simpatizanți și pe de cealaltă parte faptul că domnul Apopă era necunoscut. Nouă, când ni s-a dat prima oară numele ăsta într-o ședință, eram membrii biroului de conducere, 10 oameni cred, nimeni nu o cunoștea. Nimeni. Cine? Ar trebui să-l căutăm pe Google ca să vedem cine e persoana asta. Și tocmai din punctul ăsta de vedere, am zis, domnule, rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Dacă ar fi fost așa, mai bine mergeai cu un candidat pe care știe toată lumea și putea să-ți aducă un bagaj de, nu știu, câteva procente bune, nu știu, 8%, 7%, 10%, nu știu. Dar... Da, mi s-a reproșat chestia asta la ultima ședință. Cum, domnule, tu care nu l-ai văzut și așa, acum zici că mai bine... Am înțeles. Acum, pe finalul acestei discuții introductive, ca să spunem așa, că ne vom mai întâlni și vom discuta proiectele bucată cu bucată, o întrebare, dacă până luni, marți, miercuri, joi, vă treziți cu un alt candidat venit de la centru, rămâneți în SOS? Nu am nicio problemă atâta timp cât candidatul respectiv este membru SOS. Nu am avut nicio problemă nici la AUR. Eu nu mi-am dorit să candidez niciodată. Am propus 5 nume, 3 din interiorul partidului, 2 din afară. Însă dacă mi s-ar impune cineva din alt partid, aș demisiona deja. Deja am experiență în demisie. Da, nu. Eu am discutat pentru că erau problemele cu doamna Emilia Can, vine că nu vine în SOS, erau niște discuții. Din câte am înțeles eu, nu. Din câte am înțeles, eu am plecat din AUR pentru un rău, în ghilimele, mult mai mic decât dacă vine în SOS. Eu i-am avertizat de la început, să știți că eu plec. Am înțeles. Nu, să fie lucrurile clare, de asta am vrut. Nu, să știți că ăsta e lucru care l-am apreciat cel mai mult la SOS. Este singurul partid la nivel local, probabil și național, dar nu cunosc foarte bine, care a reușit să reziste atacurilor tuturor. Știți că s-a vehiculat și doamna Arcan, și domnul viceprimar Irinia, și nu știu mai care. Au singurii care au reușit să reziste atacurilor din exterior. Oameni care au fost deja la butoane, care au încercat să preia filiala asta de la Neamț. Eu zic că încă nu s-a terminat toată această... Haideți să avem conferință de presă, luni. Așteptăm. Mulțumesc mult. O zi bună în continuare. Vă doresc cele bune și să ne vedem sănătoși la următoarele emisiuni. Numai bine.